sprijinul Asociației Educalis, școala gimnazială Șoarș beneficiază din anul acesta de o sală multimedia cu calculatoare legate la internet, proiector cu tablă de proiecție, cu un colț de lectură, fotolii, jocuri, unde elevii școlii vin și se bucură de un colț de relaxare, de joacă, de lectură, de navigare pe internet, atât pentru relaxare, cât și pentru studiu, pentru școală. Bună seara, începe emisiunea Actual Regional. Discutăm despre proiectele Educalis, foarte importante pentru comunitățile rurale mai ales, și cu un proiect în această seară foarte important, Vreau la Școală. Vom dezvolta acest proiect, dar și ce înseamnă în ansamblu Educalis, împreună cu invitatele mele. Una dintre ele este alături de mine în platou, doamna Cristina Sălăgean, fondator Asociației Educalis, iar prin telefon Adela Voivod, director școala gimnazială din Cătina. Bună seara tuturor! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Bună seara, doamna directoare, ne auziți? Da, vă aud, bună seara! Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Imediat revenim la dumneavoastră. Până atunci să vedem ce înseamnă Educalis pentru cei care încă nu știu. Ne-a făcut o idee din material. Dar să vă spun pe larg. Educalis este un proiect de suflet. Este o asociație pe care am pornit-o împreună cu o prietenă, pentru că fiecare făceam proiecte așa, fără niciun fel de formă legală. Eu, fiind jurist de profesie, am zis, e foarte simplu, hai să înființăm un ONG, să fim cu acte în regulă și atunci vom putea face mai mult. Așa a și fost. Am crescut foarte frumos de la an la an. Acum a fost o provocare și ne bucurăm cu atât mai mult de invitație și când avem tot timpul ocazia de a fi alături de voi, de TVR Cluj, pentru că, nu știu dacă știți, dar Clujul este județul cu cele mai multe ONG-uri pe cap de locuitor. Ceea ce e foarte bine, suntem e bine, foarte dacă mulți. Ele aduc și plus valoare și profit până la urmă pentru comunitățile, mai ales rurale, care sunt vitregite, de ce nu, de partea educațională. Și să intrăm ușor pe acest fir. Proiectul Educalis, de unde a pornit? De la ce nevoi efective? A pornit din două nevoi majore, care sunt și două din ariile principale de activitate ale asociației, din nevoia de a sprijini sistemul medical și din nevoia de educație. Bineînțeles, când ne gândim la sistemul medical, ne gândim la partea de pediatrie, pentru că noi cu asta ne ocupăm, cu copilași. Se și vede, văd chiar acum în fotografie. Este un proiect foarte drag nou de la Clinica de Pediatrie 3, unde am montat jucării de perete și jucării educaționale în toate spațiile comune. Cei dintre noi care am ajuns cu un copil la medic știm cât de greu sunt sau cât de grele sunt cele 5-10-15 minute pe care trebuie să le așteptăm înainte de a intra cu copilul în cabinet. Am zis, ok, hai să găsim un mod prin care așteptarea aceea să fie mai ușoară, prin care să nu ne mai izbim noi ca părinți de frica aceea de neconceput pe care o au copiii. Relativ recent am pictat într-o secție de pediatrie din Cluj, unde am făcut un orășel vesel pe pereți. Practic, dacă tu, ca părinte, intri în sala respectivă, ai atât de multe desene și atât de multă creativitate colorată, încât tu poți să-i spui copilului tău o poveste. Uite, asta e căsuța lui X, asta e căsuța lui Y, sunt niște jucării senzoriale montate acolo. Deci, cumva, să venim în sprijinul părinților
prin a dota cu ce putem aceste secții de pediatrie, că tot așteptăm spitalul nou și noi și medicii, dar până atunci noi vrem să facem ceea ce putem să facem. Ce mai facem pe parte de spital este să-i ajutăm pe medici cu donații care se concretizează în diferite aparaturi medicale. Noi facilităm sponsorizări, suntem într-o continuă relație cu spitalul și ei ne spun, uitați, am avea nevoie de aparatul acesta sau am avea nevoie de device-ul acesta sau pur și simplu stăm prost la termometre. Și câte astfel de aparate, device-uri ați reușit până acum procurați, să le cumpărați și să le oferiți spitalelor și către ce spitale? Mi-e greu să vă spun un număr, pentru că au fost multe. Au fost multe pentru că au fost inclusiv termometre din acestea fără contact sau au fost și lucruri mici pe care le-am dat, care până la urmă sunt esențiale pentru a face viața mai ușoară personalului medical și pentru a-i sprijini. Ce mi se pare mie extraordinar este calitatea oamenilor pe care i-am întâlnit în spitalele de pediatrie din Cluj. Și lucrăm preponderent cu spitalele din Cluj pentru că aici suntem, dar avem proiecte implementate și la Spitalul Municipal din Huedin și la Spitalul Municipal din Făgăraș. Deci asta e partea medicală a proiectului Educalis. Exact. Intrăm în partea sau pe partea educațională, să vedem ce înseamnă. Acum ați dezvoltat-o și imediat îi facem legătura și dăm posibilitatea să se exprime și doamnei director. Nu înainte de a întreba, până la urmă, area de acoperire a Educalis este în Cluj sau mergeți mai departe de granița Clujului? Mergem cât de des putem mai departe de area Clujului. Am avut chiar proiecte în care am reușit să ajungem în 6-7 județe. În Cluj, în județele de alăturate, încercăm să ajungem cât de des putem în județul Vâlcea, unde avem niște comunități care chiar sunt vitregite pe lângă ceea ce găsim în zona Clujului, unde nivelul de trai este mult mai ridicat. Reușim destul de greu să facem acest lucru, pentru că de multe ori firmele doresc să investească în zona din care vin și atunci ori abordăm firmele la mod, uitați, comunitatea aceasta chiar are nevoie de ajutor și reușim să-i convingem să fie să facem un split între bani, să ajutăm și o comunitate de lângă Cluj, să ajutăm și o comunitate mai îndepărtată sau efectiv avem firme, avem companii care sunt deschise și spun ok, avem încredere în voi, am mai desfășurat proiecte cu voi, puteți alegeți voi beneficiarii fără niciun fel de filtru din partea noastră ca și sponsori. Să vedem pe partea educațională, cum v-a sprijinit Educalis, doamna director, în condițiile în care învățământul în mediul rural este vitregit nu doar în Cluj, ci și în restul țării. Cât de important a fost ajutorul, în ce a constat el și de aici încolo, pentru că aveți o colaborare deja de mai bine de 5 ani, de aici încolo ce vreți să mai legați pentru a aduce multe beneficii, de ce nu, elevilor de acolo, părinților, comunității locale, evident, dar și profesorilor. Vă rog. Așa cum spuneați și dumneavoastră, noi avem o colaborare foarte bună cu Asociația Educalis de aproximativ 5 ani de zile. Campaniile desfășurate de Asociația Educalis, respectiv Ghetuțele Bucuriei, Ochi Zâmbitori, ne-au inclus și pe noi școala gimnazială Cătina. Asta însemna că de cel puțin de două ori pe an primeam unii copii mai defavorizați cu situații financiare mai modeste, beneficiau de cadouri din partea fundației, respectiv îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare, dar nu au fost numai aceste cadouri. Mi-amintesc cu mare drag cum în perioada de pandemie au făcut tot ce s-a putut și pur și simplu Cristina m-a sunat seara, Adela, vezi că mâine vin la tine și îți aduc laptopuri pentru școala online, îți aduc niște cutii cu cadouri pentru copii și asta pentru noi a fost un lucru foarte, foarte benefic. Cât de mult a influențat, să spunem, această infrastructură oferită de Educalis școlii gimnaziale din Cătina? Cât de mult a influențat procesul de învățământ, starea de bine a copiilor, a profesorilor de acolo? Da. Cred că a influențat într-un mod foarte bun, foarte plăcut,
pentru că datorită Educalis și altor proiecte pe care noi le derulăm în școală, am ajuns ca anul trecut să nu avem niciun abandon școlar, am ajuns să avem o frecvență bună la școală și datorită faptului că una din prioritățile școlii a fost aceea de a crea o stare de bine atât pentru copii, cât și pentru profesori. Vreau să menționez aici faptul că avem o sală profesorală, un mobilier foarte frumos donat de Educalis. Avem laboratorul de informatică, unde avem calculatoare și alte accesorii donate de Educalis și multe alte lucruri care ne-au ajutat foarte mult, astfel încât să fim o școală frumoasă, primitoare, unde copiii să învețe și să vină cu drag. Sperăm așa să se întâmple, mai ales că a început școala luni și sperăm să aveți un an nou bun. Vreau să ne spuneți acum la cald care ar fi problemele stringente cu care se confruntă școala de acolo, dacă ele există cu adevărat, și ce probleme ar fi în comunitatea locală, cum ați descrie-o dumneavoastră pentru noi, cei care probabil nu prea știm prea multe despre comunitatea din Cătina, frecvența cu care vin copiii la școală, nivelul învățământului de acolo al profesorilor și toate lucrurile pe care le faceți pentru ca acest an școlar 2024-2025 să fie unul cât mai bun, cu rezultate optime. Da, să știți că eu sunt foarte mândră de școala mea, pentru că corpul profesoral este unul foarte bun. Majoritatea profesorilor sunt din localitate sau din împrejurimi. Sunt profesori foarte bine pregătiți, cu gradul întâi didactic. Apoi, problemele cu care ne confruntăm sunt problemele specifice și comune cu care se confruntă și alte localități. Este vorba de aspectul demografic, avem tot mai puțini copii, cu toate că condițiile de școlarizare sunt foarte bune, avem o școală modernă, frumoasă, toate condițiile care se impun. Nu aș putea spune că avem probleme grave care să ne împiedice să ne E un lucru bun, pentru că dacă nu sunt probleme foarte, foarte grave legate, spre exemplu, de infrastructură, e o chestiune care înseamnă că învățământul de acolo poate să fie unul la un nivel foarte ridicat. Și dacă ați avea probleme de infrastructură, oricare ar fi ea, este Educalis care vă sprijină. Revenim la colega noastră de platou, doamna Cristina Sălăgean. Și dumneavoastră rămâneți pe telefon, o să vă mai întrebăm câte ceva. Am văzut, doamna directoare, din localitatea Cătina, am văzut pe domnul director din Brașov, așadar investiți foarte mult. De ce v-ați gândit că e bine să investiți în zona educațională? A pornit de la o experiență specială din viața dumneavoastră sau pur și simplu credeți că învățământul trebuie sprijinit mai mult în România? Credem că trebuie să pornim de acolo. Credem că totul se poate schimba doar prin educație și sloganul asociației noastre acesta și este: educația de astăzi schimbă ziua de mâine. Acum, doamna director este foarte modestă. Școala, vă invit să o vizitați oricând, școala și mai ales grădinița arată excepțional. Ei nu se confruntă cu probleme pentru că în fruntea instituției stă un om excepțional, care nu este doar profesor, dar este și un foarte bun manager de chimie. Nu v-a spus că au accesat și foarte multe proiecte de finanțare. Deci este o școală unde se văd rezultate, pentru că și personalul didactic este foarte dedicat, umblă după copii cu microbuzele prin satele învecinate ca să-i ducă la școala din comună. Asta se întâmplă în foarte multe dintre școlile pe care noi le ajutăm. Și tocmai de aici vine și motivația noastră de a ajuta. Vezi niște oameni care vor să ducă țara mai departe prin educație. Care a fost? Cum să nu-i ajuți? Da, absolut. Cum să nu-i ajuți? O întrebare care are un răspuns fără doar și poate. Da, îi ajutăm, pentru că mi-a plăcut foarte mult și proiectul acesta, Vreau la școală. De unde a pornit acest proiect? Are legătură, de exemplu, cu școala din localitatea Cătina? Să știți că are legătură cu mai multe școli și cu mai multe interacțiuni pe care le-am avut de-a lungul anilor.
în această perioadă, sunt așa niște perioade cheie în care oamenii simt nevoia de a se implica în societate. E începutul școlii, e Crăciunul, e punct foarte pentru toți noi, toți vrem să fim danici de Crăciun, e perioada de Paști, dar ce ne-am dat noi seama, raportându-ne la perioada de început a școlii, este că ne-am dus în mai multe sate unde am întâlnit copii care poate aveau 2 sau 3 ghiozdane, dar nu aveau numărul de rechizite suficiente, pentru că mai multe ONG-uri s-au gândit să ducă ghiozdane, ceea ce este foarte bine. Dar pentru noi a fost așa ca un mic beculeț care s-a aprins și a zis copiii ăștia nu au nevoie de ghiozdane, copiii ăștia au nevoie de mai multe rechizite. Vreau la școală este un proiect care va duce exclusiv rechizite și materiale didactice care se consumă, pentru că știm cu toții care e ritmul în care se consumă o cariocă, mai ales dacă rămâne deschisă și rămâne deschisă adesea la copilași și atunci noi asta ne propunem. Pe lângă toate ONG-urile și pe lângă statul, pentru că și statul oferă ghiozdane și rechizite, pe lângă toate acestea noi ne dorim să venim cu o suplimentare, astfel încât copilul acela, dacă a greșit, se poate să rupă pagina și să o ia de la capăt, fără să se gândească că dacă rupe o pagină, îi se va termina caietul și nu mai are pe ce să scrie. E interesant ce ne spuneți și vreau să știu totuși argumentul care a stat la baza unui proiect care s-a legat în mai bine de 5 ani de zile cu doamna directoare din localitatea Cătina. Și o întreb și pe doamna directoare, vă gândiți la răspuns, deci cum sunt familiile în acea localitate? Sunt familii mai cu potențial financiar mai ridicat sau mai scăzut pentru ca acei copii să aibă nevoie de rechizite și de alte asemenea, să spunem, obiecte de infrastructură necesare într-o școală de învățământ care să fie la un nivel cât de cât acceptabil? De rechizite și consumabile este nevoie tot timpul. Pentru că, datorită activităților pe care noi le desfășurăm, avem nevoie de astfel de unelte de muncă, respectiv, așa cum spunea și Cristina, de carioși, de creioane colorate, de foi de hârtie, de tonere, de tot ce înseamnă consumabile. Și, bineînțeles, la începutul anului școlar, toți părinții cumpără la copii care își permit. Unii cumpără mai multe, alții mai puțin. Pe parcursul anului școlar se mai împuținează și atunci, nu de puține ori, colegii mei au fost nevoiți din banii personali să mai cumpere câte un caiet, să cumpere creioane, să de asemenea cumpărăm. Deci, știți de ce vă întrebam? Pentru că sunt într-adevăr școli în mediul rural care fie n-au acele autobuze școlare pentru a-i prelua pe copii și a-i duce la școală, mulți abandonează din cauza unei navete destul de grele. Sunt școli care încă au, să spunem, WC-urile efectiv în curtea școlii și copiii se confruntă cu situații, mai ales iarna, destul de grele. Chiar și profesorii, de ce nu? Sunt școli în mediul rural din România în care, evident, nu există o infrastructură suficientă și necesară pentru bunul de mers al actului educațional. Și de asta vă întreb, ajutorul evident este binevenit. Ați pornit de la anumite nevoi și pe parcurs le-ați soluționat? Nevoi stringente și astăzi sunteți la un nivel bun sau pur și simplu sunt niște cadouri în plus care sunt binevenite, evident, mai ales pentru copilași? Nu sunt niște cadouri în plus binevenite. Ele vin de fapt să ne acopere niște nevoi. Întotdeauna, după cum vă spuneam și mai devreme, este loc de lucruri bune pe care să le folosim. Noi, de altfel, avem și o relație foarte bună cu primăria, avem un sprijin din partea lor. Faptul că avem toate condițiile, toalete în incinta școlii, transport cu 2 microbuze, astfel încât copiii să nu se trezească foarte devreme dimineața, încălzirea este pe gaz din centrală termică, niciodată primăria nu ne-a impus cotă de gaz sau să ne certe că facturile sunt foarte mari. Deci noi încercăm să creăm toate condițiile astfel încât copiii să se simtă bine la școală, să vină cu drag la școală și eu cred că am reușit pentru că avem o frecvență bună. Mai în ultimul timp, adică din acest an suntem beneficiari și ai programului Masă Sănătoasă.
Sunteți la un nivel foarte bun. Asta am vrut, de fapt, să știu. Da, care este... suntem la un nivel foarte bun. Asta este adevărul. Dar sprijiniți. N-am putut face asta singur. Deci Cristina, cu educalistul său, a intervenit exact într-un moment de pauză în care eram așa, cam fără nicio speranță, știți? Din partea ministerului nu erau proiecte, nu puteam accesa, deci când s-a venit cu mobilier, a venit cu calculatoare. Toate au contribuit într-adevăr, la o poză pe care ne-ați deschis-o și noastră foarte frumos aici, a unei școli gimnaziale din localitatea Cătina. Mulțumim, doamna directoare, vă urăm mult succes pe viitor, să aveți grijă, să fiți un bun manager și să aveți grijă ca actul educațional să rămână ridicat și nevoile copiilor să fie acoperite cu multă atenție de dumneavoastră. Adela Voivod, director școala gimnazială Cătina. Rămânem în studio. Te rog. Da, este o bucurie faptul că rata abandonului este aproape inexistentă la Cătina. Avem însă și comunități unde copiii încep școala în septembrie, dar apoi, pe la jumătatea anului, când încep muncile câmpului, când părinții merg la câmp sau copiii sunt mai mari, trebuie să aibă grijă de animale, de frați mai mici și oarecum acolo vine și mai țintit ajutorul nostru, pentru că noi ne dorim să le dăm respectivilor părinți și să le dăm copiilor toate uneltele de care au nevoie, să meargă copilul acasă să zică: mamă, eu am rechizite, mie îmi place la școală, mai lasă-mă cu vaca aia, leagă acolo lângă un gard și e foarte bine și așa. Pentru că sunt cazuri, avem beneficiari la care mergem de ani de zile, le ducem cadouri, le ducem, îi sunăm periodic, întrebăm de ce au nevoie și în momentul în care le predăm cadourile, pentru acordul foto și ce mai avem noi de semnat, fetița merge și spune tatălui: aici semnează. Și tatăl face așa o chestie ilizibilă. În mod cert, copilul este cel care știe să citească în familia respectivă. Copilul este mult mai responsabil în ceea ce privește actul educațional decât este părintele. Și ne bucură foarte mult să ajutăm astfel de familii. Fără doar și poate acest confort pe care voi îl oferiți acelor copii se va resimți într-o generație care asta poate... ne dorim. Da, poate ați reușit. Dovadă că poate ați reușit foarte, foarte mult este și acest material, pe lângă celelalte pe care le-am văzut, și mărturia doamnei directoare, un material pe care îl vedem din nou cu bucuria copiilor care au primit atenție, cadouri din partea Educalis. Dacă vedem materialul, dacă colegii sunt pregătiți, imediat se pregătesc și ei. Până atunci vreau să te întreb, pentru că dincolo de contextul acesta al proiectelor pe parte medicală, pe parte educațională, există și o parte socială. Evident, oarecum, cele două sunt cuprinse în actele sociale pe care le faceți. În ce ar însemna și în ce ar consta dezvoltarea acestei direcții pe partea socială, dar nu înainte de a vedea acest material. Materialul. Da. Cam toate sunt proiecte cu suflet, din ce am văzut și acest material. Ați titrat frumos acolo, proiecte cu suflet. Sigur că fiecare dintre cei implicați, cum ești și tu, ca fondatoare a Educalis, ca și ceilalți cofondatori sau voluntari care au probabil copilași, duc această dragoste din familie și încearcă să o împărtășească unor copii cu nevoi mai mari sau mai mici. Da, așa este. Sunt proiecte cu suflet și sunt proiecte cu culoare. Cam asta ne definește pe noi și s-a văzut în material. Mă bucur că din multele materiale l-ați ales pe acesta. E un proiect foarte drag nou. Am transformat curtea de joacă, spațiul de joacă de la Clinica de Pediatrie 3 din Cluj. Sunt niște proiecte frumoase. Toate sunt niște proiecte de suflet pe care le facem pentru copii. Noi încercăm să filtrăm foarte bine nevoile copiilor și încercăm adesea să îi îndrumăm în lucrurile pe care și le doresc, pentru că
adesea copiii fiind nu-și doresc exact ceea ce ne-am dorit noi ca ei să primească sau ceea ce am putea să le oferim ca să-i și ajute. Componenta noastră socială este foarte mică, dar ce este foarte important este că și în această componentă socială introducem întotdeauna partea de educație, pentru că nu vrem să ajutăm în mod constant familii care ulterior să devină niște mici cerșetori ai asociației și din păcate am avut familii la care a trebuit să renunțăm din acest motiv, dar la pol opus am avut și familii care i-am sunat în septembrie, acum vreo 2-3 ani, să-i întrebăm de ce aveți nevoie pentru Alex și ei ne-au spus, soțul meu are un serviciu mai bun, ajutați alți copii cu rechizite anul acesta pentru că noi suntem ok, ne descurcăm. Este genul de răspuns pe care îl primești de la un beneficiar social care te face să mergi mai departe și care arată că, da, faci lucrurile pe care trebuie să le faci, le faci cum trebuie și găsim întotdeauna puterea aceasta de a distribui toate darurile pe care ni le dorim. Acum puțin suntem în urmă cu campania de rechizite. Ne-am propus să ajungem în 3 județe la 100 de copii. Încă strângem donații, deci dacă dintre telespectatori mai doresc să contribuie în proiectul nostru, pe pagina de Facebook sau pe pagina de Instagram se găsesc toate detaliile. Ne dorim să continuăm toate proiectele, ne dorim și avem o lungă listă de idei pe care dorim să le implementăm în viitor și încercăm să implicăm cât mai mult comunitatea în proiectele de dăruire unde mergem la copii, cum mergem și în imaginea care se vede aici în studio. Am început să implicăm și copiii donatorilor. Îi implicăm când împachetăm darurile, îi implicăm uneori, dacă sunt condiții de siguranță și vârsta lor permite, îi implicăm și în partea de dăruire. Pentru că este important nu doar ca și copiii din mediul rural să primească darurile acestea, să primească sprijinul de care au nevoie, dar în egală măsură este important ca și copiii noștri să învețe lucrurile acestea care pot duce societatea și comunitatea mai departe. Dictonul vostru, educația de astăzi schimbă lumea de mâine, este cât se poate de adevărat și se încearcă chiar la nivel național o reîmprospătare a acestei idei că educația poate să salveze România și trebuie investit foarte mult. E bine că o faceți și voi. Ajutorul vine de la cei care sunt binevoitori și înțeleg nevoile, mai ales din mediul rural. Rămânem acolo pentru că acolo e problema cea mai gravă. De bine, de rău, aici în zona urbanizată ajutorul este mai puternic. Așa este. Da. Un proiect de viitor care urmează foarte pe scurt. Urmează să continuăm toate proiectele pe partea educațională, urmează să reluăm ceea ce am oprit în pandemie și anume întâlnirile cu elevii, întâlniri în care să îi cunoaștem, să-i ajutăm să-și dezvolte abilități, să-și iasă. Mulți dintre copiii din mediul rural sunt închiși într-o cochilie, sunt foarte timizi, sunt foarte retrași și dorim prin educație non-formală să-i ajutăm să fie mai încrezători în ei, să meargă la școală și să aibă încredere în puterile lor. Este foarte important, pentru că altfel dacă ei doar merg la școală și rămân acolo în umbră și nu au curajul de a merge la un liceu, de a veni la liceu la Cluj, pentru că în rural nu se găsesc licee și atunci ei, asta vrem să-i încurajăm, să se deschidă, să știe că în momentul în care vor ajunge la liceu, nu contează că vin de la țară. E foarte bine că vin de la țară, pentru că de multe ori au niște 7 ani de acasă mult mai bine și mult mai frumos așezați decât iau mulți dintre copiii din oraș. Da, deci, pentru că acolo foarte multe rezultate vin de la acei copii, da, practic. Da, sunt niște copii care au nevoie de sprijin. Deci nu doar de sprijin financiar în a avea ceea ce le trebuie, dar și de sprijin, da, emoțional. Mulțumesc foarte mult și succes pe viitor. Cu mare drag. Ne vom mai întâlni și vom mai dezvolta proiectele voastre. Mulțumim foarte mult. Cred că și mâine vor rămâne tot pe zona de educație. Vă aștept la Actual Regional. Numai bine!